Nimic să zic să-mi iau. Da. Este mienta. Mienta? Jasmina Sou! Salut! Sunteți pe canalul Jasmina Sou! Astăzi îți facem smoothie challenge! Noi am cumpărat cu mămica. Mămica a cumpărat 5 produse pe care noi cu Jasmina nu le-am văzut. Nu știm ce a cumpărat ea. Și eu am cumpărat 5 produse pe care nici mămica, nici Jasmina nu știu. Nu le cunosc. Nu, da! Da. Și pe rând, mai întâi eu, cred că sau tu, vom amesteca aceste produse în blender și vom face un smoothie. Mămica cu Jasmina va gusta smoothie-le meu, iar eu cu Jasmina vom gusta smoothie-le mămicii. Mămicii, da. Și noi va trebui să ghicim ce produse este în acel smoothie. Da, da. Noi cu Jasmina a mămicii și mămica a... Și o să avem câte 5 șanse, adică 5 variante, 5 șanse fiecare. O să numim 5 produse care noi credem și de aceea o să vedem care a ghicit cel mai multe produse, da? Da. Și care a ghicit cel mai mult, cel mai câștigă. Așa e. Sau mămica, sau tătico. Jasmina o să fie ajutorul nostru în, pentru ambii, și ție și mie, tăticule, da? Da. Ce? Cine începe primul? Hai să fiu eu prima, bine? Hai tu. Așa că voi ieșiți ambii acolo, ieși. Camera celantă și eu fac smoothie, da? Da. Hai. Pa, pa! Pa, pa! Așa că eu sunt pregătită. Primul meu produs este bio kefir cu căpșune. A doua este ca să-l cuplec cu un morcov. A treia, parne. Încă banană și pomonele M&M's. Toate acestea le pun în blender și fac smoothie. Așa, o să încep, cred că cu whisky. Banana. Așa. Punem desul. Așa. Acum deschid cake-ul. Așa, cake-ul e tot cu banană. Și morcovul o să taie bucăți ca să mai ușor să se fermenteze. E mai lichid, o să fie un cocktail, așa. Stoc și bio kefir, care seamănă foarte mult cu iaurtul de căpșune. Așa că pot să-l complic să cred că acolo este căpșune. Așa e, ok? Apoi este blenderul. Și chem să provizie. Yeah. Și hai să vedem acum ce au să zică tatico cu Jasmina despre smoothie meu. Gustați? Am să gust și eu, pentru că e interesant. Facem ciocolată. Da, ciocolată și după culoare se vede că e ciocolată. Jasmina, o să te ajut, taticule, dar tu decizi. Ce-ți produse? Banana. Dar Jasmina, simți banana? Așa. Banana? Banana și ciocolată. Și ciocolată. Da. Aha, două. Două de acum? Două. Auzi? Kiwi. E și kiwi. Kiwi, da. Kiwi credeți că este, da? Da. Banana, ciocolată și kiwi. Trei. Ok, mai departe. Și parcă este ceva oranj.
Eu așa văd pe abețișor, dar oranj, ce poate fi oranj? Căpșune? Căpșune spui că? Mm? E hai, lasă fie căpșune și tu și încă ceva mai oranj așa, dar parcă nu-i portocală. Lasă fie piesic. Wow, ticule! Așa, de cum ați decis așa, dar pe mine să vă repli astea. Aduc aminte, da? Hai să-mi împreună. Da. Ciocolată. Așa. Ciocolată, banană. Ciocolată, banană, kiwi. Kiwi. Căpșună, căpșună și piesic. 5 piesic, da? Așa. Da. Așa, gustare ce smoothie? Da. Parcă așa, e greu când s-a amestecat de toate. Ok, hai să vă zic acum, eu să vă zic ce ați ghicit. Prima a fost ciocolata. Așa. Ciocolată nu este. Nu este ciocolată. A doua i-a zis banana, da? Da. Banana este. Aveți un punct de cumva. Punct de mine, nu-ți mira. De 5. A treilea i-a zis că e? Kiwi, da? Kiwi, da. Kiwi nu este. A patra a zis că e căpșună. Și căpșună nu este. A cincea a zis că este persicul și persic nu este. Ați ghicit doar un produs. Băi, că la ce era aici? Nu, nu, mie e interesant. Eu știu ce acolo este când gust, chiar simt fiecare produs în parte. Ai de sigur dacă tu știi? Să vă zic acolo ce a fost? Da! Să fiți ardeat. A fost... Ardei, dulce... Banana, cum ai zis voi, da? Ok. A fost... Stai să-mi amintesc și eu ce a fost acolo. Morcov a fost acolo? Uaa, ea nu ce era oraș! Da! A treilea a fost M&M's. Wow! Iată de unde ciocolata vine. Aha! A, a patra a fost Cake Barney cu banană. Cake Barney? Barney, ah, Barney, da! Și a cincea a fost ceva lichid. Dacă nu lapte? De ce? A fost bio kefir dulce cu gust de căpșuni. Super! De ce și-a luat puțin complicat, dar acum nu a fost căpșune, a fost doar cu gust de căpșune. Ați găsit doar un produs, yeee, yeah, unu! Hai să vedem ce s-a cum ați mai scurtie! Toate șansele se pierd, da? Eu poate să ne găsesc nici unu, așa că eu puteam să mai ieșim de aici, Tanicule, tu rămâi și vedem cum mai scurt eu! Dar s-a primit gustos. Și eu. Dar s-a plăcut ție cum s-a primit la gust? Da! E gustos! Da. E foarte gustos. S-a primit foarte bine. Dar foarte bine simte morcovă acolo, nu știu cum voi n-ați simțit morcovă. Uitam că e ceva oranj, bucățele mici se vedeau pe baie, mm-hmm. Dar nu înțelegeam ce este. Așa că, tăticul, tu ai un punct. Așa. Rândul cu Jasmina. Da? Așa. Jasmina oricum a fi câștigătoarea, sau tu sau eu scrie dacă a fi câștigătoarea, așa că, dar vedem cine câștigă, tu sau eu. Da, așa. Și ieșim noi să vedem, tăticul, cum se scurcă, da? Da. Okay. Deci, am pregătit ingrediente. În față, eu am banane, kiwi, ciocolată, apropo, ciocolata este cu fuzi de cocos, desert de iaurt cu gust de căpșuni și mentă. Eu cred că se va primi destul de interesant modetele nostru și vreau mai întâi să le curăț, să le deschid. Și să încep să le amestec. Așa s-a primit smoothie-ul meu pe care eu l-am pregătit. Și acum, mie personal, mi-e interesant reacția fetelor mele. Am o mică și așa smoothie. Consistența e grosuță. Îmi place cum arată la... Cărșari, să vedem cum a gust. Eu tot ești curios, că eu n-am gustat încă. E mai gustos decât am eu. Da. E foarte gustos. De acum sunt un simt un produs. Da? Eu tot zim. Pentru. Este menta. Menta? Da. Menta tu simți. Da. Se văd încă, vezi și simt. Menta? Ok, eu tac. Ești ceva rizuși, da. Da, e foarte complicat așa să ghicești. Mm-hmm. Dar e gustos, da? Am spus și eu că este banană și kiwi. Două de acum, da? Două, banană și kiwi, așa. A, eu spun că este numai mintea. Este iaurt, ceva este un iaurt. Iaurt, banană,
Kiwi. Iaurt, banana, kiwi. Eu simt mientă și cinci ciocolată. Foarte complicat, dar e foarte, foarte gustos. Așa. Ok. Banană. Banană. Kiwi. Kiwi. Las fie mintă. Măcar că nu simt miros de mintă, avea simt să. Eu simt mult că e pătrujel. Eu simt miros. Da? Ok, dar merg pe încrederea ta, bine pe încrederea pe tine. Intuiția ta sau pe gustul tău, nu ai bău, dar intuiția ta. Așa, încă o dată. Banană, banană, kiwi, mintă, iaurt. Iaurt. Da. Și... încă un ingredient. Și... ciocolată, ce mai fie. Eu am spus că e de încă ciocolată. Eu văd în ceva negru. Tu ții minte, da? Da. Banană, kiwi, mentă, iaurt și ciocolată. Hai spune-mi, care? Ok. Banană este? Banană, este. Este, aha. cum l-a spus din tău? Da. Kiwi este? Este. Este, așa, e ca o zi. Mentă. Este! Ai văzut ce-o smină de cinci! Îți vezi într-o dată ghicită, la miros! Când eu am întâmplat, odată am simțit ce la această miros de mintă! Mami, că îți spuneam că să-l fac gustos! Eu nu simt mintă! Tu unde ai văzut? În smoothie? Sau într-un cocktail? Avea simt de gust de pătrăjel, uite așa mi-a spus pe intuiția pe gustul ei. Dar nu simt, eu nu simt mirosul de mintă. Eu am pus puțină mintă. Nu vreau să fie chiar prea tare. Am că am ghicit banana, am ghicit kiwi, am ghicit menta. Mai departe. Iaurt. Desert de iaurt cu gust de căpșuni. Așa că este iaurt. Da, iaurt. Am ghicit. Am ghicit din acum. Ciocolată. Ciocolată, da? Da, cu știi de ce? De ce? Era cu cocos. Am ghicit cu cocos. Am ghicit ciocolată. Da, ciocolată și mintă. Am jasmină, nu am ghicit toate și jasmină. Bravo! Rasmina, bravo! Bravo! Tu ai făcut ca eu să ghicesc toate cinci cu ajutorul tău, păpușă! Eu am ghicit cu cine împreună, de cinci! Bravo, tătico, bravo! Un cocktail, un smoothie cocktail foarte, foarte delicios. Uite, eu văd aproape tot la băut, e foarte, foarte delicios. Nici nu mai cred că am ghicit toate cinci! Deci? Așa că gusturile femei nu mai... Mai puternice. Așa. Foarte gustos, delicios și înseamnă că a câștigat iarăși mămica. Mămica cu jasmina împreună. Cu jasmina împreună. Au câștigat fetițele, da? Fetițele au câștigat de data aceasta. Da. Noi credem că vouă v-a plăcut. Noi ne-a plăcut foarte mult acest provocare, acest challenge. Da. Dacă voi să vă doriți astfel de smoothie, provocare cu alte produse, scrieți-ne și noi dacă o să vă placă, să ne facem. Numai da. Da, poate cu ceva mai sărățel, o să vedem, da? Noi ne-am rămas bun, dacă v-a plăcut, puneți-ne nouă like, scrieți-ne. Like. Și abonați-vă la canalul Jasmina, Zafra, Călin, pa, pa! Pa, pa! Jasmina, te pupă! A dacă te place smoothie-ul, taci cu, pune like! Da! E foarte gustos, încercați și voi acasă și veți vedea foarte, și veți pune neapărat like. Da! Papa! Papa! Papa!